Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Viața bate filmul. Este o expresie atât de eronată încât atunci când o spui aproape că nu îți dai seama despre ce este vorba. În această seară, împreună cu invitații mei, o să vă demonstrez pe bune că viața într-adevăr bate filmul. De ce? Pentru că ea, viața, îți oferă atâtea oportunități, atâtea emoții și trăiri, încât e greu să le îngrămădești pe toate pe o singură peliculă cinematografică. Drept dovadă că personajul principal al poveștii din această seară a reușit pe parcursul vieții să facă mai multe pelicule, să adune imagini pentru mai multe opere și să demonstreze cu ajutorul lor că viața într-adevăr bate filmul, pentru că a reușit să facă și filme artistice, și filme documentare, dar poate cel mai important, a reușit să demonstreze lumii întregi că el este moldoveanul căruia nu este frică să-și scoată producție pe piața internațională. Are 10 de premii câștigate peste hotarele țării, are o sumedenie de studenți școliți aici acasă, este așteptat întotdeauna cu masterclass-uri și ori de câte ori revine acasă, este primit cu brațele deschise. El este probabil cel mai fericit om de pe planetă, pentru că la cea de-a doua tinerețe pe care o trăiește, o are încă pe mama în preajmă. Dar înainte să spun despre cine este vorba, vreau să le mulțumesc așa cum fac de fiecare dată și doamnelor de la Vii Podium, pentru că și în această seară mi-au dat senzație de confort în momentul în care vin în fața domniilor voastre. Și acum merg să-mi întâlnesc eroii poveștii mei din această seară. Sunt foarte onorată și mă bucur foarte mult să iau pe canapea. Le spun bună seara! Bună seara! E vorba de doamna Teodora și de Valeriu Jereghe. Mama și fiul în acest studio îmi dau atâtea emoții, încât sunt sigură că, deși sunteți tare, mare și important, pentru mama dumneavoastră sunteți tot băiatul de acasă. Da, exact. Sunteți tot copilul pe care sunt sigură că vă mai permiteți să-l mai și certați uneori, fie că nu a reușit să mănânce și a fugit din casă, da, fie că nu s-a îmbrăcat cum trebuie, hey, fie că nu are grijă de sănătatea lui și emoțește pe alții. Multe șoti mi-au făcut. Multe șoti când era mic, da, grozav. Haideți să revenim puțin în copilărie, pentru că atunci când avem o personalitate în față, suntem tare curioși să știm de unde a pornit totul. Cum era piticul Valeriu Jereghe? Cum era băiatul de acasă care, nu știu, era de ajutor sau umbla drumurile și cu era măhelile? Nu prea de ajutor. Așa mai mult, iazul, cireșele, mă rog, când ieșau fructele, așa, sportul pe la școală mai mult se ducea, pe la școală se reținea, vine la 3, la 4 acasă, vinea fără pantaloni, mă scuzați, pentru că se mai dezbrăca, nu știu, mai fășea și i-a agăța pe un copac era acolo. Era un fel de Nica lui Ștefana Petrei, dacă vă ascult eu bine acum. O pupă zântei, doar n-a găsit. Exact, dar vinea când însăra acasă de acum, dacă era, se întâmpla așa ceva. Pentru că era rușine să vină, mă scuzați, fără pantaloni. Fără pantaloni acasă, da. Domn Jereghe, vă aduceți aminte cu drag de copilărie? Cred că fiecare din noi își amintește despre copilărie ca despre un viitor pe care și l-ar dori. Copilăria mea, de fapt, a fost așa într-o culoare alb-negru, dar artistic. Din pozele cele pentru expoziții. Fiindcă, așa, dacă închizi ochii, de exemplu, eu văd mai multe momente din copilărie prin stop cadru, prin fotografii. Iată, eu, mișcările mele nu le țin minte din copilărie, dar fețe, umbre, mișcări, caractere, este mi-au format interes față de viață și de acolo, de fapt, eu am acumulat foarte multe. Probabil că mi-a fost și mie interesant să sustrag tot ce ține de emoții din viața din jur, fiindcă noi eram un sat, strășenii noștri, era un sat foarte deschis. Era drumul central din Chișinău spre România. Și toate mașinile, toate mișcările care erau, câte o mașină pe săptămână, de exemplu, sau căruțe, eu pe ce zdruș, noi eram în centru, noi eram la stație de autobuz.
în partea noastră era stație de autobuz. Și multe, multe lume care vinea, se ducea, așteptau transportul, erau la partea noastră și sute și sute de caractere. Mama deschidea totdeauna porțile celor care se cereau când era frig, cu copilul în braț, să vină să șalapteze copilajul, de exemplu. Eu țin minte, mama deschidea ușile, porții, intrați, vă rog. Și tot așa, sau n-aveți cățică de pâine, aziem, un par de vin, poate, da, este. Un par de apă, da. Și la noi erau porțile deschise pentru toți cei care așteaptă autobuzul ca să meargă ori acasă, ori de acasă. Păi asta e o poveste pentru un film documentar foarte frumos. Și când, când am plecat eu la Moscova, la VGIC, în acea zi, chiar în acea zi, a început demolarea casei noastre. Fiindcă pe acel loc a venit o dispoziție că trebuie să fie un asfalt. În centru Strășoinului. Un fel de parcare, probabil. Parcare. Da. Și au venit oameni cu demolarea casei noastre. Eu am luat din acoperiș, țin minte, un cui așa ruginit, ceva, niște pietricele de la fundament și cu asta am plecat. Acum, când de mai mulți ani când veneam din Chișinău la Strășeni, de exemplu, fiindcă eu am mai făcut studii aici la Institutul de Arte, înainte de la Moscova, eu veneam direct până în centru, până acasă. Și fiind deja de acum la Moscova, prima sosirea mea acasă a fost că am coborât tot acolo unde nu mai era casă. Eu știam că părinții mei de acum s-au mutat în alt loc provizoriu, li s-a dat acolo o cămeruță, nu știu unde, ca să aibă unde locuit pentru a-și construi o nouă casă. Dar eu am coborât din mașină în locul unde era casa noastră demolată și atunci mi-am luat rămas bun de la locul ăsta. Așa, foarte dramatic pentru mine a fost momentul ăsta. Că a plecat nu numai eu, dar a dispărut și... Și amintirile și pe care le-ați trăit. Și copilăria odată s-au transformat, s-au acoperit cu asfalt. Da. Doamna Teodoro, eu vreau să-mi spuneți cum ați primit ideea că a mers să studieze regia și actorie la Institutul de Arte pentru un bărbat care, nu știu, putea să facă inginerie, medicină, agricultură, că era la modă să dai la Institutul Agricol pe vremea aceea. Dar era Institutul de Arte la Chișinău, Facultatea Regiei Teatru, era o facultate nouă pe atunci, pe urmă ea s-a închis, și după asta la VGIC Regie de Film, de acolo la Moscova. Deci, o perioadă mai lungă. Soțul meu, îl văd că vine repede în casă, zic, ce s-a întâmplat? Că l-am observat că s-a întâmplat ceva de el și că tu știi că Valeria Canostru a intrat la Moscova, la institut, dar el era aici, la institut, aici. Da, pentru început aici. De artă, da. Și, dar cum s-a întâmplat, noi singur nu știm. Am primit două telegrame numai, de rând. Eu și 40 de minute am primit a doua telegrame, tot cu același text. Ea păstupilă în ghic. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de unde s-a luat chestia asta, nimic n-a știut, nici eu nici taică. În paranteză, în Moscova telegramele altfel decât în limba rusă nu se primeau. De ești normal. Nu știu, eu bănuiesc și la Chișinău o vremea aia, tot în limba rusă se primeau. Pentru 40 de minute mai primim a doua telegramă, tot cu același text. Și eu, iară, mai ce s-a întâmplat? Soțul meu, pe urmă, el zice, de fapt, cam după ce s-a terminat școala în vacanță, mi se pare că până la martie, nu știu când, el zice, mă duc la institut să văd eu ce face Valeric acolo. Cum? El mult ne spune și mult ne scrie și mult îi vorbește prin telefon, dar fapt, concret, nu văd nimic. Mă duc eu acolo și s-a dus acolo, nu știu. El era în Germania, mi se pare, că, nu știu, a dat foaie, s-a dus în Germania ca luci student, nu știu cum i-a dat lui foaie acolo. Și a stat o luni de zile. Și s-a întors tata mândru acasă, bănuiesc. Nu, clar, dar păi cu mândru și, cum să vă spun, cu bucurie și cu, mă rog, satisfacție, că, mă rog, a fost dintre cei mei primii studenți, așa, nu e așa ușor. Domn Jereg, eu nu știu dacă vă mai amintiți momentul când ați dat la facultate. De ce? Cum nu mi-amintesc? Păi atâtea amintiri frumoase după asta au venit cu tăvălucul în viața dumneavoastră. La facultate, la VGIC?
Și la Vighi, spuneți-mi. Eu, înainte de a merge la Vighi, eu vreau... Bănuiesc, concurența era foarte mare. Foarte mare, erau peste 1000 de oameni pe loc. Era și eu nu aveam îndreptare din Moldova. Se obișnuia să ai o îndreptare. Deci, un fel de pilă. Un fel de pilă, dar cu mari promoții, adică fără concurs. Și niște recomandări serioase. Da, recomandări în nume de statul. Deci statul tău, Moldova, Republica, cum ar fi, te recomandă și te întreține acolo. Și eu nu am avut așa o îndreptare, fiindcă, mă rog, mie nu mi s-a dat, au dat la alții, dar eu am mers și am mers singur și am intrat singur. Eu am fost unicul la cursul nostru cu toți de 5 la maestrii, la 3 tururi de profesie. Dar eu și foarte serios m-am pregătit, fiindcă înainte de a pleca la VGIC, eu singur am făcut diferența între studiile teatrale și studiile de cinematografie. Bun, mult citeam, știam, înțelegeam, noi nu eram atunci tet-a-tet cu informația pe care o au astăzi tinerii sau internetul, nu exista. Da, și după informațiile pe care le-am perceput eu și le-am descifrat, eu am înțeles totuși diferența între cinematografie și teatru. Mie mi-a venit mai aproape cinematografia și am înțeles că ea ține de viața reală. Da? Eu fiind fecior de învățător și feciorul mamei mele, nu prea știam de lumea care ne înconjoară, nu știam nici după orizont, în afară de statele unde erau rudele noastre. Și de ce ne-am propus, cu aparatul de fotografie, să merg pe jos, de aici, până, din Chișinău, până la Ungheni, din Strășeni, pardon, până la Ungheni și înapoi, 100 de kilometri încolo și 100 înapoi, cu aparatul de fotografiat, cu multe, multe, multe pelicule. Acest drum spre Prut și înapoi, eu mi-am acumulat multe cunoștințe, eu mi-am găsit și un loc al meu, eu mi-am găsit un sentiment al meu față de tot ce mă încojoară, tot ce văd, prin obiectivul camerei, fiindcă. Eu mergeam de-a dreptul. Eu am mers prin înmormântări, cu mătrii, nunți. În pădure am găsit o fetiță de 5 anișori care s-a pierdut vreo 3 zile. Și am dus-o înapoi în sat și era tot răunul acela blocat, căutau copilul ăsta pe care l-am scos eu în sat. La nunți, dacă intram pe 3 zile. Și tot așa, deci, nu mai zic de cadre de natură, de lacuri, lacuri în diferite variante de atmosferă și noaptea și dimineața și cu pești care respiră și multe, multe alte. Deci, și discuți pe rou, da? Tot drumul ăsta încolo și încoace mi-a făcut mie izghicul. Făcând o redacție din tot ce am fotografiat, eu am rămas cu 1200 de fotografii. Vă dați seama, eu aveam un rucsac plin de pelicule. L-ați luat la Moscova? Eu am luat 1200 de fotografii și am mers la Moscova ca să consult cu băieții de la regie, care sunt deja în institut, da? Să consult prieteni mei și să le spun, că uite băieți, eu vreau să vin la anul la VGIC. Faceți-mi și mie o consultație. Cum să aleg eu din acestea 1200, care mie personal îmi plac toate? Dar de acum redactate erau alese, de acum, alb negru, fotografii frumoase. Și băieții au ștânut pe podea aceste fotografii, au umblat printre ele, s-au uitat și au zis, știi ce? Lasă tu așa toate împreună, pune-o din numire. Noi suntem moldoveni. Și prezint așa cum sunt. Anume așa am și făcut și am trecut imediat concursul de preselecție și normal că la primul examen eu eram în favor, fiindcă comisia a văzut de unde vin, cu ce vin, care este unghiul meu de vedere, care este prisma prin care văd, care este sentimentul meu de dragoste față de ceea ce mă înconjoară în lumea asta. Da? Și primele întrebări au fost cam în felul ăsta. Spune, cum începi dimineața într-un sat, la voi în sat? Ei, și aici eu de cum am început cu sonorizarea păsărelului, cu peștii, da, cu vrăbiuțele de pe sârmă, parcă le văd. Și eu am lăsat o impresie, așa, un băiat care vine din departe, dintr-un Moscov pe atunci,
dar care în tinerețea lui cunoaște foarte bine de acum viața reală, da? Uh-huh. Ceea ce, de fapt, era o păcăleală. Fiindcă asta a fost mai două săptămâni din viața mea, care și astăzi eu îl țin minte foarte bine, țin minte orice mișcare, orice pas, orice direcție pe care ai făcut atunci. Eu vreau să mai vină niște oameni care vă sunt tare dragi la discuții, pentru că ei nu mai au răbdare să stea acolo. Că v-aș mai descoase eu doar pe voi doi, dar sunt sigură că o să se încadreze și ei în discuție. Sunt oamenii care vă fac diminețile frumoase și apusurile de soare la fel de colorate. Sunt oamenii care aduc energie nouă în viața domniilor voastre și sunt sigură că viața bunicuții nici o clipă nu este una tihnită atunci când Emilia este în preajmă. Pentru că eu de îndată ce am cunoscut-o am zis că este cel mai ingenios copil pe care l-am văzut până acum în studioul ăsta. Bună seara! Bună seara! Te vă rog să veniți aici mai aproape. Ia zi-mi, îți place studioul ăsta de televiziune? Da. Te simți bine la noi? Da. Eu bănuiesc că tu știi mult mai multe decât știu eu, pentru că tu ai reușit să vezi platouri mari de filmare, cu multă lumere, cu niște camere și mai mari de luat vederi, cu lumini adevărate, cu tehnică multă, e adevărat? Da. Dar tata îți dă voie să umbli pe acolo așa printre lumea aia importantă? Sau te mai ceartă? Da? Da. Dar zici că nu vrea să fii regizor, vrea să fii regizor secund. Da, eu zic să mergeți să vă așezați, că vă iau la întrebări când ne așezăm. Ana și Emilia Jereghe sunt cei care au grijă ca viața familiei Jereghe să fie una frumoasă și împlinită. Și dacă tot este o tradiție să aveți și pauze muzicale în această emisiune, astăzi m-am gândit să aduc două speranțe a cântecului aici. Două fete frumoase și talentate care rând pe rând ne vor cânta și ne vor demonstra că viața este frumoasă dacă scenariul pe care îl pui în capul mesei este unul perfect. Și vreau să ne invite Giulia alături de mine. Giulia Sandu mai nou a început să trăiască ca în telenovele, pentru că Pașa Parfenie a făcut o melodie ruptă dintr-un film foarte frumos, latino-american. Salutare! Mă bucur să te văd. Și mă bucur să te revăd, cu atât mai mult că în ultima vreme ești tare mediatizată la toate posturile de televiziune cu această melodie pe care ți-a făcut-o Pașa Parfenie, ori mai nou, și acesta este și actor, nu doar compozitor și interpret. Îți place scenariul pe care ți l-a făcut Pașa? Îmi place, pentru mine este ceva nou. Am încercat și eu să interpretez această piesă. Îmi place foarte mult și textul care a scris prietena lui Pașa, Iuliana. Uh-huh. Și muzica îmi place. Ia zi-mi, ți-ar place să te filmezi într-un film? Să fii acea eroină după care să întoarcă toată lumea capul, ca mai apoi să dai autografe și să stai pe actrice și pe copertă? Desigur, fiecare domnișoară sau un băiat sau un bărbat ar vrea să, măcar o dată în viață, să se filmeze într-un film. Aș vrea într-un film așa cu o actriță mai muzicală, mai așa un... ca Hollywood. Eu cred că tu ai vrea un film muzical în care să-ți arăți și aptitudinile tale vocale. Împreună cu dansul. Uite, cu voi interpreții sunteți favorați pentru că aveți parte de videoclipuri și acolo vă faceți propriile voastre filmulețe în care vă și promovați. Eu merg să mă așez alături de familia Jereghe, iar pe tine te las să ne încânți cu această melodie. Cu plăcere! Mulți îmi spun că fac din viața mea un serial, un scenariu pentru cinema.
mulțumesc foarte mult, Giulia Sandu, o rochie demn de covorul roșu de la Cannes, cel puțin, pentru că știe să sclipească foarte bine lumina reflectoarelor. Apropo, primul regizor moldovean care a ajuns la Cannes, tot dumneavoastră sunteți, din câte știu eu. Chiar dacă acum se face mare tamtam și apar și alții înaintași, ați deschis calea mult mai înainte decât alții măcar s-au putut gândi la lucrurile astea. Eu să spun că e o senzație deosebită și o amintire cu acest covor roșu. Probabil că este un atribut așa al festivalurilor acum internaționale, dar acel covor de la Cannes are ceva deosebit, fiindcă chiar îl simți, parcă mergi prin nori, știți? O senzație de parcă ești în aer. Mm-hmm. Da. Emilia, tu la ce ai venit acolo? Spune. Eu am înțeles că ai niște cercei foarte frumoși, da? E adevărat? Sunt mai frumoși decât îi am eu. Acestea sunt medicinali. Medicinali? Dar ce înseamnă asta? Asta când încă nu sunt cumpărați, dar sunt făcut de la medici. Aha, și dor e ceva care provoacă durere? Proaspăt. Nu. Că noi femeile, știi, domnișoarele, vrem să fim întotdeauna frumoase și ne facem fel de marafeturi de astea care dor mai târziu. Și un ineluș foarte frumos ai. Ești cochetă? Îți place să te îmbraci frumos? Eu nu mă uit la pisici. Pur și simplu, mama mi-a cumpărat o pisică numai de colecție, uh-huh. Și eu mai mult nu cumpăr, că o prietenă are așa pisică și nu... Și o zgârie? Sau nu e adevărat? Noi vorbim acum de pisici de jucărie, da? Da. Dar o pisică adevărată ți-ai dori? Eu am s-o aduci la bunica acasă, să aibă bunica grijă de ea. Nu, eu am un cățel mic. Un cățel adevărat? Da. E adevărat? Dar voi de obicei sunteți cam păsări călătoare. Stați și el e păsări, el tot e pasări călătoare. A, și câinele e permanent după voi. Da, el e tot pudel călător. Dar cum îl cheamă? Gremi? Păi asta de la premiile greme, nu? Păi dacă e familia artistică, să fie artistică. Nu, dacă este de la club. Clubul Grammy, da? Dar vrei să-mi arăt cât de mare e? Așa, cât de mare e? Dar e pudelis micuț. Arată cât e de mare. Dar mănâncă mult? Îți ia din mâncarea ta? Îi mănâncă și burete. Aia pe aia când uitați voi să-l hrăniți. Roade burete. Eu vreau să depănăm puțin filmul înapoi și să-mi spuneți cum v-ați găsit unul pe celălalt până ați înțeles că merită să faceți o familie și să aveți în viața voastră un pui de om care cu siguranță, nu știu, pot să zic, v-a renăscut pe ambii, pentru că este un copil care atunci când zâmbește te încarcă cu energie pentru ani de zile înainte. Dumneavoastră ați mai fost căsătorit, aveți doi copii mari dintr-o căsătorie anterioară, aveți o fiică și un fecior, băiatul este vedetă și el, pentru că mai nou a fost omul care a văzut prin obiectivul care de luat vedere tot ce se întâmpla la Kiev și acum are un film documentar foarte valoros cu care merge și cucerește Europa, deși ar fi fost bine să fie ceva pozitiv, dar viața bate filmul, așa cum am zis. Fiica dumneavoastră este în Statele Unite. Statele Unite. Și Emilia este aici alături de tata ca să demonstreze că viața este cu adevărat frumoasă în fiecare zi. Ana, vreau să-mi zici foarte simplu cât de complicată este viața alături de Valeriu Jereghi și îmi place foarte mult că tu îi spui ca și atunci când încă nu erați căsătoriți, Valeriu Sanci. Și mie lucrul ăsta mi se pare genial. Eu am intrat în camera unde erați și așteptam să văd cum o să zic Ana, pentru că o cunosc încă de pe băncile facultății și când a zis Valeriu Sanci. Așa parcă m-am îndreptat imediat din spate și am zis această relație frumoasă rezistă și prin această formulă de salut și de respect. Da, rezistă. Este foarte complicat. Da? Nu, cred că nu este un secret că Valeriu Jereghi este un om cu un caracter complicat. Eu sunt poate puțin mai obișnuită, dar mai răbdătoare, dar cum să zic, nu mă pot conforma chiar cu toate. Și de aceea suntem în continuă luptă. Na, dar asta nu ne face, nu ne șterbește din relație sau continuăm mai departe, ne iubim, dar și ne certăm mult, adevărat mult.
Domnul Jureghe, relația prea mult a început... stat în Italia, ca să da. Noi am stat toți trei în Italia și prea mult am văzut acolo relații în alt temperament și a luat de bune. Ne certăm ca să ne împăcăm vorba cântecului, că altfel nu este interesantă viața. Da, mai decât. Relația domnilor voastre a început de la o relație profesională, da, în care Ana a fost foarte mult în mâna dreaptă a regizorului Valeriu Jureghe, până la urmă a ajuns să fie și filmată într-una din peliculele Mirajul Dragostei, care a avut mare succes. Apropo, și fica dumneavoastră și feciorul, fica, da, știu, da? Toți s-au filmat în acea peliculă și până la urmă Mirajul Dragostei și-a făcut efectul. Da. Mirajul Dragostei și-a făcut efectul, a revedere ce nu a stricat acest efect, fiindcă asta au fost două secvențe în care am apărut și eu ca, na, în roluri episodice, da? Am renunțat la partea din fața camerei în favoarea organizării. De rutină, foarte greu. Păi, nu știu, nu mi-aș dori ca asta să se transforme într-o rutină. Mi-ar place să-mi placă și mie văzându-mă în cameră. Mie acum asta nu-mi place, de asta fac ceea ce fac acum. Sunt regizor secund, sunt în continuare mâna dreaptă a soțului meu. Ziceam mai anterior că el mi-a venit la platou în Ucraina. A venit într-o excursie. De două ori, da? A venit într-o excursie, s-a uitat și tata e regizor, eu regizor secund. Și după ce am întrebat-o noi, ce ai vrea să devii? Și a zis, vreau regizor secund. Și eu zic, de ce? Și ea zice, păi fiindcă regizorul secund are voie să-mi fugărească și pe regizor. De ce? Copilul are dreptate. Copilul înțelege că... Copiii niciodată nu mint. De ce? Eu prefer să stau în spatele camerei. Eu vreau să devin balerină. De acum balerină. Și iei și ore de balet, da? Eu merg la dansuri. Dar e complicat. Mi se pare că baletul este foarte complicat pentru o fetiță firavă ca și tine. Se întâmplă să mai și plângi în timpul lecțiilor? Când doamna profesoară zice să faci o sfoară sau să ridici piciorușul și ție nu-ți iese așa cum trebuie? Eu odată am plâns, dar de acum nu mai plâng. Ai învățat lecția și mergi înainte. Dar cine te duce pe tine la lecțiile astea de balet? Mama. Mama are timp întotdeauna pentru tine? Da. Dar când mama și tata sunt ocupați, tu cu cine stai acasă? Cine are grijă de tine? Bunicuțele? Ultima dată bunielul a stat cu ea. Da. Noi am mers în Ucraina cu tot neamul. Aici ați întrebat-o pe Ana despre cum a devenit astăzi regizor secund. Vreau să vă spun că Ana, după absolvirea acestui studiu din Chișinău, studiul cum se numește el, ea a intrat în film ca asistent și astăzi conduce cu o echipă de 126 de oameni internațională, cu mașini, cu cascadorii, cu armate chinezi, cu armata rusă, cu armata ucraineană, cu români, cu copii, cu de toate. Și eu am posibilitatea astăzi să fiu în cadru, numai ca regizor, să mă izolez de toate momentele astea organizatorice, ca să am în cadru numai filmul, ca regizor. Iată, aici este funcțiunea. A fost greu să înțelegeți lucrul ăsta, că Ana o să se descurce și o să poată face lucrul ăsta? Nu mi-a fost greu, fiindcă asta a fost condiția mea. Când... N-am avut alte șanse, deci no, eu am fost pus așa. Nu, eu când am fost invitat de Ucraina pentru acest proiect, asta a fost condiția mea, că eu lucrez cu regizor secundul meu. Fiindcă pe platou de filmare își mai asumă și alte responsabilități foarte mari și importante pentru mine. Lucru cu actori în planul 2, cu scenele de masă și așa mai departe. Deci este o muncă creativă și din domeniul organizării cinematografiei. Dar spuneți-mi, oalele sparte în capul Anei Cad sau nu? Da. Pe cine vă rămâneați cu platoul? Asta pare rău, dar așa este. Vedeți, dar știu că în cazul ăsta în ai tăi dai cel mai ușor. Așa, când sunt divin de 15 ucraineni și 4 chinezi și 8 ruși, da? Pățești un moldovan. Pățești un moldovan, cel mai apropiat. Și atunci când nu mă răzbun, dar mă enervez, da, pe situație, atunci toți stau foarte calm. Ei vinovați, de fapt, stau foarte calm, că toată energia negativă merge într-o singură direcție. Dar
Ana foarte bine reflectă, adică... Ana foarte bine reflectă asupra echipii. Deci... mă bucur că noi suntem acolo în relații foarte și foarte strâns prietenești cu colegii noștri din Ucraina. Eu vreau să-mi povestesc despre acest proiect frumos și important, de care știu că sunteți tare mândru, da. Pentru că ați spus într-un interviu, în sfârșit am găsit bani reali cu care pot să fac ceea ce visez și ce știu că pot face. Da. Acești bani reali toți sunt puțini, fiindcă ambițiile noastre cresc în măsura posibilităților care ți le oferă și școala, și talentul de acasă, și cultura, și multe altele. Noi astăzi, cu adevărat, suntem în așteptare unui proiect foarte serios, care este, de fapt, lansat în Ucraina, este despre situația din Ucraina 1920, dar tot ce se întâmplă acolo este atât de metaforic pentru toate fostele republici din Uniunea Sovietică. Mai ales cele care au graniță comună. Ex-sovietice, da? Fiindcă același scenariu, aceleași situații, astăzi tot ce se întâmplă în Ucraina, e unul la unul din scenariul meu pe care îl realizăm astăzi. Cum ați reacționat când fiul dumneavoastră a zis că el vrea să fie pe Maidan în mijlocul evenimentului? El nu mi-a spus că vrea să fie pe Maidan. A început filmările în noiembrie și se termina ziua de filmare și el pleca. Și în fiecare zi el venea tot mai sur și mai sur la față. Și atunci, după ce au terminat perioada de filmări într-o locație, ne-am dat seama că ceva se întâmplă cu el. El a început să publice fotografii și am înțeles că toată perioada asta, din noiembrie până pe 17 decembrie, până în decembrie, el a stat ziua la filmări aici și noaptea era la Maidan. Apoi eu l-am eliberat din echipa noastră. L-ați dat afară? Nu că l-am dat afară, chiar l-am eliberat, fiindcă și aici e o responsabilitate foarte mare, da? Dar acolo el deja avea echipa lui, el avea colegii lui și ei de acum s-au împrietenit în tema dreptății și asta a venit de acum peste un azart tineresc și nivelul de profesionalism care îl are el și îl aveau și colegii lui. De acum a lansat acest mare și mare proiect internațional Babilon, care astăzi cu adevărat merge prin toate țările Europei. Sunteți mândru? Mă bucur foarte mult că el și-a găsit calea lui proprie în cinematografie. El niciodată nu m-a copiat pe mine în nimica, dar multe a consultat cu mine, da? Dar eu niciodată n-am fost impunător față de detaliile astea. Detalii față de stilistica mea, de exemplu, da? Eu nu i-am pus nimic, fiindcă el cunoaște astăzi în domeniul filmului documentar cel foarte riscant, mai ales în profesia asta de jurnalist. Jurnalist de război. De război, da. Deși sună tare strașnic, dar cam asta se întâmplă acum în Ucraina. El este astăzi invitat pentru dialog. Nu pentru festivitate. Pentru că este martorul ocular, evenimentul acolo. Pentru dialog, nu pentru festivitate, repet. Uh-huh. Și profesia asta noastră uneori aduce și are și multe momente dramatice. Nu este lui chiar atât de ușor astăzi să fie vedetă în cinematografie cum este, de fapt, în Ucraina azi. Da? Dar el are multe, din Crimea, de exemplu, a fost luat după toate legile detectivului contemporan cu împușcături și cu de toate, a fost furat ca să fie scos de acolo. Știm, știrile au dat și au mediatizat foarte mult în Republica Moldova, cel puțin în momentul ăsta. Doamna Teodora, erați aici în Moldova când se vorbea că nepotul dumneavoastră este rănit și este în spital și vorbea pe telefon la știri? Am auzit chiar la televizor și m-a speriat, așa de tare m-a speriat, că știam că el e aici, în Chișinău, nu era la Kiev. Și zic, Doamne, cum, ce s-a întâmplat? Și pe urmă am înțeles că a fost în spital, nu știu ce, acolo l-a salvat și acum s-a făcut mai bine. Am bucurie de copii, de toți. Iaca de Micuța, de Cristi, de Rita, care e în America. Foarte mare bucurie, cam așa nepoți, deștepți și... Da, fiica dumneavoastră ce meserie are, cu ce se ocupă? Ei e medic, biolog genetic. Genetic. Dar acum mai nou face și traduceri.
Are un birou de traduceri. Traduceri bazate pe engleză rusă? Da. Da. Rus-engleză. Deci ea traduce din rusă. Are proiecte foarte mari. Traduce cărți. Deja, deci nu sunt traduceri micuțe. Literatură artistică. Literatură artistică și literatură Castalt, de specialitate. Este foarte complicat da. Și responsabil. Da. Da. Să redai mesajul unei cărți întregi. Vreau să-mi spuneți cum o educați pe Emilia. Cum educăm pe Emilia? Dacă este copilul cărui se permite orice, dacă reușiți și aveți timp să vorbiți cu ea nu și să stați decât. Mult la taclale. Da. Dumneavoastră sunteți cea cu educația da. Și cu strictețea. Da, și mămica lui Anișoara, Emilia... amândouă. Emilia este un copil care nu este prea îndrăzneață. Ea este foarte cuminte și de aceea, ca să nu încrispez, ca să nu supăr, noi am hotărât totuși să-i permitem de toate. Eu chiar eram mama care îmi doream ca copilul meu să iasă, să sară în bălți, să se tăvălească prin noroi. Îmi doream mult asta, mi-am dorit din copilărie asta. Și ea este total invers. Ea, ei nu-i place haina murdară, nu-i place să-și murdărească mânuțele, nu-i place să fie dezordine în casă. Și este o tragedie mare pentru mine. Nu am... Ciocolata o mănâncă ca să nu se murdărească. Deci mie îmi plac pozele cu copiii murdari de ciocolată până la urechi. Nu, asta, la noi nu este așa ceva. O mare influență pozitivă mai are și mama lui Ana, doamna Raisa. Este învățătoare, de fapt, și spatele ei a fost o perioadă foarte importantă da, cu educarea lui Emilie, fiindcă ea a adus-o câte un pic, câte un pic spre școală, o aduce și ne este de ajutor mult. Noi dar acum când sunteți în Ucraina, ați spus că de două ore a fost acolo, în rest ea stă aici acasă cu bunicii? Sau bunicii merg acolo? Bunicii mergeau încolo. A mers sora mea încolo, a stat cu ea, după care a mers bunica, după care a mers bunelul și erau toți foarte, pentru toți era foarte curios cum bunelul a stat cu ea și a stat foarte bine. Am stat mult. Am mai dat și la grădiniță sau ea este am dat-o la grădiniță, a mers la grădiniță aici, în Chișinău, puțin, foarte puțin, fiindcă ea totuși este individualist așa și este stresată dacă nu îi se răspunde la întrebări. Dar fiind 30 de copii în grupă, nu reușește fizic, nu reușește educatorul să-i răspundă la toate întrebările, dar ele sunt 400-500 pe zi. Deci am zis că mai bine îmi asum eu responsabilitatea să-i răspund la întrebări. Ce faceți cu cercurile educaționale, cu balet, pictură, școală muzicală? Facem balet. Tragedia părinților moderni de a-și da copiii la tot ce este posibil pe fața pământului. Nu, nu, nu dăm la tot ce este posibil. Încă nu am mers la cercuri din astea de dezvoltare, fiindcă bunica nu compensează activitățile. Facem și noi activități acasă, dar baletul a fost alegerea Emiliei, ea și-a dorit foarte mult, fiindcă de mică ascultă numai muzică clasică, ea nu, da, nu da, rezistă da. Ritmul... Eu un pic și muzica repede o ascult. Dar, acum mai nou, dar până acum ea e nu are ritmul pentru un ăsta. Copil să asculte muzică clasică. Da, nu-i place. Dar se întâmplă. Nu, nu am insistat noi, este deci, alegerea ei singură și a ales, este ritmul ei așa interior și a vrut să meargă. A mers la Kiev la un balet. Cerc de balet și era cu concertmaestru, adică era ca la noi la universitate. Cineva la pian. Foarte frumos, cineva. Da. Cânta la pian o fată Galia. Și îți place atmosfera de acolo? O chema Galia. Da, sunt mulți copii așa al de tine acolo? Sunteți multe fetițe? Foarte puțin. Și pe una o cheamă Adel. E prietena ta sau încă nu? Este la Kiev. Da? La Kiev. Dar cum te descurci? Tu cum vorbești cu copiii de acolo? În toate limbile. Un pic de rusă, bă, știi? Înțelegi ce vorbesc ei? Că ei vorbesc și ucraineană, bănuiesc. Bine, se înțeleg. Copiii se înțeleg între ei, chiar dacă vorbesc... De cum un pic mai mult vorbesc în limba rusă. Da, nu am fobia de rusificare. Sunt bucuroasă că învață limbile și prinde foarte repede, de aceea... Na, știm... Am întâlnit tragedie foarte multor tineri care nu cunosc limba rusă astăzi, pentru că așa era prin anii 90 tabu da. Să nu înveți deloc. Și astăzi ajungi la vârsta facultății,
ajung că au nevoie de limba rusă. Sunt atâtea proiecte internaționale. Da. O știu pe pielea mea că am o soră de asta acasă. Așa este. Polonia, Ucraina, Cehia, toată lumea vorbește limba rusă și ai noștri nu știu. Eu știu că mai aveți un mare vis. Unul în care eroul principal ar fi Emilia. Să faceți, nu știu, un film documentar, un film artistic, e adevărat? Aveți o poveste frumoasă legată de puiul ăsta de om? Emilia, spune-te, rog, ce faci noi acasă acolo cu ideea unui nou film? Spune-te, rog, este vorba despre ce? Despre că eu o să fiu actriță în film și o să mă filmez în film. Ție-ți place lucrurile astea? Tu știi ce complicat este? Asta tatăl a zis. Și eu când o să cresc mare, o să devin balerină. Aha. O să facem un film despre o mică balerină care o să crească și o să devină o balerină mare, adevărată. Da. Da? Dar te-ai gândit deja cu ce te îmbraci tu în filmul ăsta? Tu ești o domnișoară foarte cochetă, bănuiesc că o să ai multe straie pe care o să le schimbi. Da. Ai multe rochițe de prințesă. Eu, tatăl a zis... Nu, păi, jur. Am filmul ăsta o să fie disculț, o să fie într-o singură rochiță. împletit numai cu mânuțele tale, așa cum îți vine... Deci noi, fetele, când auzim că vrem să ne filmăm într-un film, imediat ne imaginăm multe rochi, cercei, mărgele... Asta la premieră. Pe coporul roșu. Dar, apropo, spuneți-mi chiar despre ce este vorba. V-a inspirat Emilia pentru o nouă peliculă cinematografică? Nu știu dacă e bine... Dar eu cred că gândurile bune se materializează. Asta întotdeauna îmi place când lumea vorbește, că după asta sunteți responsabili. Față de ai mei, dar vă spun foarte sincer. Un producător din străinătate, nu spun cine, s-a adresat, văzând multe poze de lui Emilia, că și-ar dori să o vadă pe Emilia într-un rol central, într-un film. La care eu, normal, l-am reacționat că suntem dispuși pentru dialog. Deci, o mică paranteză. Înainte de asta, în filmul din Ucraina, chiar nu am filmat-o pe Emilia. Da. Aveam posibilitățile și am zis că noi nu vom fi părinții cei care ne promovăm copiii unde se poate și unde nu se poate. Cred că am fost foarte onești în sensul ăsta. Și chiar nu ne-am folosit de situație. Apoi vine altă propunere. Că cine o să facă acest film mai bine decât mine? Cine o cunoaște lor, mai bine decât dumneavoastră? Da, și mi s-a propus mie ca imediat să inițiez un scenariu, cunoscând-o bine pe Emilia, ca să fac pe bază caracterului ei, cu fizicul ei și așa mai departe, să facem un linii de subiect. Pe drum din Kiev până în Chișinău, cât am mers la volan, de fapt, eu am și gândit acest scenariu, care a venit în câteva zile, l-am pus pe hârtie, l-am trimis. Și rezultatul a fost următorul, că foarte fericit acest producător care a intrat în producție cu un alt producător tot din Europa. Și în pauza pe care o avem până la filmările din toamnă cu filmul nostru din Ucraina, au cerut chiar să încercăm să realizăm acest film cu Emilia în rolul central. În situația când, în principiu, el de ce s-a adresat? Fiindcă, stai o secundă, stiernești, da? În Europa astăzi nu sunt filme pentru copii în rolurile centrale să fie copii. Dacă sunt foarte puține sau ca tematică sunt foarte... cu rolul epizodice, bănuiesc. Acolo microfonul se poate pășa. Da. Și au cerut un film pozitiv. Eu nu pot să refuz. Și Ana tot nu refuză. Și de ce am întrebat-o pe Emilia? Da, se filmează și mama acolo sau numai Emilia? Nu. Mama nu. O să avem actori din Moldova. O să avem actori din Moldova. Doamne ajută, asta doar pot să vă zic. Mersi. Să fie Emilia sănătoasă. Noi încă n-am primit acceptul total al actriței și vedea, Emilia, dacă te filmezi, spune că da, dacă nu, atunci căutăm... Emilia, te rog să ceri un buget mare pentru lucrul.
Vreau să le spuneți celor de acasă ce vă menține în viață și ce vă încarcă bateriile în fiecare zi.
Cum să facă oamenii noștri care nu mai sunt atât de optimiști ca și domniile voastre să creadă că dacă ei vor cu adevărat, pot mișca munții din loc? Că dumneavoastră de ăștia sunteți. Dacă vă puneți ceva în plan și Dumnezeu pune mâna. Fiecare părinte are multă energie pentru proprii copii și iată și din partea părinților Anii. Deci, aceeași energie vine, da, din partea noastră de acum spre Emile și tot așa. Asta e un fluviu care nu se mai termină, nu se mai termină mișcarea. Merge tot, se mișcă spre un râu mare, dar râul acela e hăt departe. La mine soțul era tare ocupat. El tot timpul era pe școli, prin control. Și tot timpul, cât săptămânile, el nu vine acasă. E mai mult cu mine. Băiatul ăsta, ea cât o crescut cu 3 litri de lapte fiecare zi dimineața până la servici, mă duceam și luam lapte, îl ferbeam, îl lăsam plete și când vine la școală de acum... Asta acum e raritate, copiii nu știu, cresc doar cu lapte tot praf. Tot timpul, câți ani că el ține minte chestia asta. El și acum iubește lapte încă. Credeți? Eu am avut doi copii. Fetița mea deșirată cu 3 ani de zile. Rămas băiatul. I-am crescut, vă spun sincer, mai mult eu. Important este să existe părinți în viața noastră, să știm că ne iubesc și că sunt undeva să aibă grijă de noi. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp pentru această emisiune. Și vă mulțumesc pentru simplitatea și energia pozitivă pe care ați adus-o. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă puneți în aplicare toate planurile pe care le aveți, cel puțin pentru anul ăsta. Să ne vedem la o premieră frumoasă. Cu această producție de amploare grandioasă, cum a spus dumneavoastră, internațională, Moldova, Ucraina și România. Asta înseamnă prietenie între popoare, sau cum zic europenii, unitate prin diversitate astăzi, să fie pace și aici și dincolo de graniță, ca să vă puteți duce la bun sfârșit planurile. Eu pe final am o interpretă frumoasă pe care merg să o salut, a stat tare cu minte toată emisiunea, dar eu cred că s-a meritat. Pentru că Diana Brescan este fata care întotdeauna fură tot ce vede pentru ca să meargă înainte. A fost descoperirea Eurovisionului de anul acesta, deși lumea a mai văzut-o în lumina reflectoarelor. Știu că are concursuri și premii importante câștigate, dar cred că Eurovisionul de anul ăsta e deschis mai multe căi. Bună seara, Diana! Bună seara! Eu te văd pentru prima dată după Eurovision, deși ai fost la foarte multe emisiuni și vreau să-mi spui, te simți altfel după o experiență și o culme cucerită deja? Da, mi-a plăcut foarte mult să particip la Eurovision. Pentru mine a fost o experiență foarte mare și sper că voi participa și la anul. Planuri pentru viitor? Vrei să fii actriță într-un film? Asta am întrebat-o și pe Giulia, pentru că știu, undeva în subconștient, toate fetele își doresc lucrul ăsta. Da, sigur, am făcut chiar la școală 9 ani de actorie, adică lecții de arta vorbirii, mișcarea scenică, arta actorului și mi-a plăcut foarte mult și de ce nu aș vrea să încerc? Te vezi într-o singură rochiță cu două codițe împletite de mâna ta sau te vezi o prințesă adevărată cu bucle și cu rochie de epocă? Asta deja vom vedea. Eu îți doresc succese mari, te lăsăm să ne cânti melodia care mie mi-a plăcut foarte mult și pentru că am și votat la Eurovision, recunosc. Iar celor de acasă, simplu și sincer, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Trăiți-vă viața frumos și demn, pentru ca în momentul în care vă veți uita în oglindă, să vă placă imaginea de acolo. O seară frumoasă tuturor! Și acum ne cântă Diana Brescan. You've touched the rain, you felt the pain, you felt the pain.